Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit pe un nou vlog marca eblogauto.ro. Ne aflăm în zona Feleacu, foarte aproape de Cluj, iar cei de la Toyota au vrut să ne arate că mașinile lor nu sunt doar economice și bune pe sistem hibrid și se descurcă bine și pe teren accidentat. Prin urmare, au organizat un eveniment, zilele Toyota Offroad, și avem alături de noi un prieten mai vechi. Este vorba de Land Cruiser. Land Cruiser 1, respectiv Land Cruiser 2, cel care trece acum pe lângă noi cu instructor și cu elevi. Și sunt sigur că o să ne super distrăm. Facem cea mai dificilă parte din traseul făcut de cei de la Toyota Cluj. Avem aici o pantă foarte interesantă, o să vă arătăm imediat despre ce este vorba. Pentru asta vom pune neutru, urmează să umblăm aici pe butoane, vom trece pe low, vom da turația la maxim, vom avea cât de multă accelerație se poate, pentru că vom încerca să luăm picioarele de pe pedale și să lăsăm mașina să meargă singură și veți vedea că îi va face treaba impecabil. După cum vă spuneam și mai devreme, mașina urcă absolut singură, nu fac nimic cu pedalele, chiar am încercat să iau piciorul pentru a vă arăta acest lucru, care e foarte simplă, chiar dacă părea complicată de jos, nu a fost o problemă pentru Land Cruiser. Oprim, scoatem modul de crawl și mergem mai departe pe traseu. Demonstra faptul că mașina merge fără nicio pedală apăsată în urcare, vom face un test. L-am alături de mine pe Andrei Potra, cel care ne-a ajutat aici foarte mult, și vom face o încercare, nu încercați asta acasă, prin care să vă demonstrăm cât de bine poate să urce mașina în momentul în care nu apeși nicio pedală. Ca să facem această urcare cu ajutorul mașinii, fără să o asistăm deloc, mutăm schimbătorul în partea neutră, apăsăm pe buton să mutăm pe low 4, se cuplează, dăm în drive, după care apăsăm butonul de crawl și lăsăm frâna să plece singură. Mașina va accelera și va urca panta singură, noi nu trebuie să intervenim nici pe accelerație, nici pe frână. Setăm viteza pe minim să coboare singur. Mașina frânea. Mașina
Acesta a fost scurtul nostru vlog cu acest frumos Toyota Land Cruiser, o mașină care s-a descurcat excelent, spun eu, în condițiile vitrece de pe traseu. Le mulțumim celor de la Toyota Cluj care ne-au invitat la evenimentul lor desfășurat în frumoasa zona a Făgetului. Îi mulțumesc la Andrei Potra, cel care va fi instructor aici, cel care ne-a ajutat cu cadre, cu locul pe unde să mergem. El a amenajat traseul, a făcut foarte multă treabă și până data viitoare mergeți să spălăm un pic mașina. Voi circulați prudent, dacă mergeți pe off-road, tot așa circulați cu grijă și deja s-a răcit, nu uitați să puneți căuciucurile de iarnă pe mașină. Până data viitoare, numai bine!